you deserve to become a patriarch. Have mercy on them that hate me. I'm starting to think that you're not human. E momentul să introducem cei trei jurați cât se poate de curați, onești și cinstiți. Nu iau mită, nu iau șpagă și nici bacșiș pentru nimic în lume. Ei bine, judecă și arbitrează cât se poate de corect. Oameni buni, ei judecă și arbitrează, cum să vă spun, așa cum le dictează lor conștiința, gustul, tradițiile și regulile patiseriei internaționale. Primul și cel mai dur dintre toți, omul care cântărește pe limbă gramele exacte de drojdie, cel care simte la deget fiecare cristal de sare și cel care numără din ochi fiecare stafidă din umplutură, omul care sigur ar câștiga premiul Nobel dacă ar exista și categoria Cozonac Ciucă, nimeni altul decât președintele juriului, eminența sa, domnul Nea Vasile. Bună ziua! Bună ziua! Doar astăzi am exagerat zilele trecute, nu? Domnule Nea Vasile, ce faci, domnule Nea Vasile? Mata, ești extraordinar, pe cuvântul meu! Cum merge treaba? Bine, și merge, nu ne plângem, că ai spus. Asta e, nu să ne plângem, să fim optimiști. Domnul Nea Vasile, oameni buni, este șeful cozonacilor pe România, da, adică la cozonăcărie, înainte se vedea mai bine, știi cum e economia, o vedem și la mata la cozonăcărie. Păi, n-am spus, Cătărin, se simte. Se simte, da? Se simte, de la facturi, de la tot. Lumea drămâiește bănunțul. Așa este. Păi, da, vine, mata ai făcut, a intrat în afacerea asta, de exemplu, să vin jumate de cozonac sau să cozonac la felie. Vezi că a început treaba asta să fie prin magazin. Văd și eu jumate de cozonac, nu de acum. Întotdeauna. Da, și vin și la felie, dacă vreau doar o felie. La felie nu. Cine vrea la ferie, îi tai și dau fără bani. Am dacă înțeles. Mai sunt și din ăștia care chiar are inimă mare. Are inimă mare și are și plăcinta aia cu carne senzațională. După post recomandăm. Oameni buni, domnul Nea Vasile, să luăm un loc, bre. Mulțumim mult de tot. Șeful nostru, domnul Nea Vasile, șeful cozonacilor. Domnul Nea Vasile merge mai departe pentru că al doilea jurat este Kipeș ca Tom Cruise, dacă n-ar avea păr, fermecător ca Brad Pitt, dacă ar fi un pic șaten, și experimentat ca George Clooney, dacă ar avea și el pe cineva în viața lui. În fine, este un june prim cu care s-ar mândri orice soacră de la nord sau sud de Ecuador. Ecuador. Vreau să vă spun că este omul care cu siguranță s-ar afla de fiecare dată pe prima poziție a podiumului și ar stropi cu șampanie în stânga și în dreapta dacă ar exista o Formula 1 a cozonacilor. Nimeni altul decât șef Alex Cârțu. Cine gândește toate descrierile astea? Ce contează? Cine scrie? Cine gândește? Cine spune? Important e că tu ești Tom Cruise al nostru. Iată. Mulțumesc. Cu 30 de centimetri mai înalt și considerabil mai puțin păr. Bă, ești nebun. Deci a vrut el să spună că e mai înalt ca Tom Cruise. Stai puțin dacă tot comparăm cu cineva. Dar poți să ne arăți ce înseamnă 30 de centimetri? Păi dacă atâta erau 20, 30 sunt atât, nu? Am înțeles, bravo. O luăm așa. Asta e. Alex Cârțu, oameni buni, îl găsiți și pe YouTube, îl găsiți și pe Instagram, îl găsiți și pe TikTok, îl găsiți singur acasă. De Paște. De Paște. De Paște nu, doar de mai... Crăciun se difuzează. A, da, acasă. Tu ești și ediția de Paște. Poate găsim, cine știe, vreo enoriașă care se uită la noi la emisiune și poate nu vrea să te lași singur în ziua de Paște. Mulțumesc mult. Mulțumesc pentru toate aceste Așadar, mesaje. Așadar, enoriașele sunt rugate să apeleze la numărul nostru de WhatsApp. Da, măi. Îți fac eu o selecție. Au impact, îți garantez că au impact, că se văd mesajele. Se văd. Da. Așadar, dacă găsim o enoriașă, vorba colegului meu Radu Pruteanu, căreia să-i placă cozonacul, este așteptată pe contul tău de Instagram. Hai să luăm un loc jos. Vreau să fac o mențiune. Da, opa, liniște, faci o mențiune. Că m-a certat Carmen Barcan. De ce? Că a zis că tot nu sunt mai are de lucru cu mine, tot nu sunt acolo unde trebuie, privind greutatea, kilogramele, și aș vrea să-i spun că mi-au rămas mari aceste tunici și că trebuie să le duc la croitor, să le cambrez, pentru că și Greta m-a certat, m-a luat de cum am venit. Adică mai trebuie modelat cozonacul? Păi nu prea mai e cozonac aici. Așa este, și eu zic la fel, da. Hai să luăm un loc, avem treabă, nu suntem la emisiunea de diete, domnul Alex Cârțu, da? Să mergem mai departe, în postura de jurat surpriză, este o adevărată
oaică, un antreprenor care știe cum se clădește un imperiu, iar acest lucru se face fără să faci rabat la calitate și cu atenție maximă la fiecare detaliu. O invit în platou pe superba, elegantă, ați vedeți cum a venit îmbrăcată, parfumată, aranjată, cu gentuța, exact cum se vine la competiția Cozonacul de Aur. Cristina Bâtlan! Aveați și o gentuță, stimată doamnă, dați-mi voie să vă sărut mânușițele, ce faceți? N-am vrut să concureze cu accesoriul pe care îl port. Sunteți superbă. Dar ce accesoriu aveți aici? Broșa aceasta ce înseamnă? Păi semnătura casei. Ce accesoriu aș putea am să înțeles. Am? Nu sunt eu în pariu cu tine? Avem. Că mă urmărește lumea peste tot. Deci dacă o prindeți pe Cristina Bâtlan, oameni buni, încălțată în altceva decât de la propria ei firmă, trimiteți-ne poze și puteți să primiți pantofi pentru toată viața dumneavoastră, corect? Da, când mă hotărăsc. Serios, am făcut chestia asta, adică suntem cu ochii pe ea, pe Cristina. Și consecventă. Arăți extraordinar, dar avem dacă se poate înainte de a trece la Cozonac de rezolvat o sesizare, da? Okay. Anul trecut în noiembrie am cumpărat două perechi de bocanci de la firma dumneavoastră, una pentru mine și una pentru o prietenă. Pentru prietena mea nu sunt buni. Locuim în Germania și nu am putut să-i returnez. Acum am venit în vacanță în România. Vă rog, întrebați-o pe Cristina Bâtlan dacă îi pot returna. Vă mulțumesc. Tare. Trebuie să răspundem spectatorilor. Da, deci poate să-i returneze pentru că înțeleg că e încalcă regulamentul, dar putem face facem un favor, însă eu nu cred că o să-i returnez. Cred că o să-i schimbe cu altceva. A, păi nu, că... asta vrea să-i schimbe, că zice că nu-s bun. I-a chemat în Germania. Da, aceasta. Maria, putem, de se poate, da? Da, doamnă, se poate. Mergeți la magazin, spuneți că ați văzut la Măruță, luați emisiunea asta, bucățica. Și ea plătesc șefa. Eu, îi plătesc eu, ea pentru că nu putem încălca regulamentul la noi, știți? Păi nu, că vrea să-i schimbe un autograf. Păi ei și pune Paul X. Vor valora mai mult. Avem grupuri în care produsele noastre valorează aproape la fel de mult cât au fost la prețul de nou, la început. Așa că sunt foarte multe grupuri în care oamenii ori schimbă, ori vând și cumpără produsele. Deci, doamnă, v-am noastre. Rezolvat. Gata, să mergem mai departe. Dacă mai avem mesaje de la telespectatori, suntem aici. Deci la Cozonăcărie, la domnul Nea Vasile, dacă aveți ceva de rezolvat să-mi ziceți. La Alex Cârțu, pe partea asta sentimentală, vrem să-l ajutăm în perioada asta. Rezolvăm, stai liniștit. Acum este timpul să o cunoaștem pe Elena din Otopenia, cea de-a cincea concurentă și iată la 38 de ani e și cea mai tânără concurentă de până acum, oameni buni, și vrea neapărat să câștige premiul cel mare pentru a-l trimite pe băiatul ei cel mare, Robert, de 12 ani, atât are Robert, la competițiile de basket naționale și internaționale, că Robert pleacă, practică sportul ăsta de la 7 ani. Vedem cum face Elena Cozonacu, apoi o poftim aici în platou, în aplauzele dumneavoastră și ne bucurăm de Cozonac și de o zi de vineri. Ce sprânceană ridicată ai, Alex? Ia mai ridică. Iată, da, las-o jos și sus. Jos, sus. Și cealaltă jos. Trebuie să... Fitness cu sprâncene. Cealaltă ea. Mai nu, doar cu cealaltă. Păi nu merge. Doar cealaltă. Păi încerc. Păi nu. Dar nu merge. Și am un test până vedem Cozonacul. Elena, imediat intrăm cu Cozonacul. Și pentru cei de acasă și pentru voi vreau să vă văd dacă puteți să faceți chestia asta. Cu mâna dreaptă să faceți cerc așa, iar cu mâna stângă invers, tot în același timp. Eu nu pot. Dar vă întreb pe voi dacă puteți. Adică deci asta așa și invers. Așa. Da. Și cei de acasă, încercați chestia asta. Nu, Nea Vasile, invers. Cu una face așa și cu una invers. Nu, cu una așa, cu una în față și cu una invers. Așa? Cristina aproape poate. Așa? Ce? Așa? Ce e asta, mă, Alex? Nu vezi? Deci una așa și una așa eu în același timp. Faceți așa, ziceți că sunteți paralimpici. Mulțumesc! Haideți să vedem Cozonacul și apoi mai trecem și la alte exerciții de fitness astăzi cu cei de acasă, imediat. Elena, ești pregătită pentru cea mai tare experiență ta? Foarte pregătită. Abia aștept să încep să vedem cum merge totul. Ai încredere în Cozonacul tău? Eu așa zic că este foarte bun. Care este primul pas? Am cernut un pic de făină, dar am mai oprit un pic. Am cernut făina. Acum aș dori să fac maiaua. Spune-mi de ce te-ai înscris la concursul Cozonacul de Aur. La Cozonacul de Aur m-am înscris și pentru experiență, dar în primul rând pentru băiatul meu. Face basket de performanță de la vârsta de 5 ani. Vreau să-i ofer foarte multe șanse anul acesta să participe la toate campionatele naționale de basket și din țară și din afară. Nu am o rețetă anume. Bunica mea făcea cozonaș când ne duceam la țară. De fiecare dată. Am încercat cumva să reproduc rețeta mamei și a bunicii mele. Și am vrut să aduc cumva gustul copilăriei de când eram noi copii, să simt acel gust de cozonac. Lăsăm maiaua la crescut 15 minute și la urmă ne apucăm de aluat.
Am separat gălbenușul de albuș, peste gălbenușuri o să adaug o linguriță de sare ca să se mai îngălbenească, așa spunea bunica, să le lăsăm un pic cu sare. Și albușurile o să le folosesc la umplutură. Nu aruncăm nimic, exact cum spunea și ea. Acum o să punem laptele peste făină, amestecăm un pic, punem și maiaua. Care a crescut deja. Crească, da. Și gălbenușul de ou. Elena, ai pus un pic din secretul bunicii, ce te-a învățat? Am pus, așa puțină sare, bine. Nu? Da, foarte puțină. Ăsta este trebuie secretul? Trebuie să îngălbenesc. Da. Bunica mea punea multă dragoste, foarte multă dragoste. Cred că toate ingredientele secrete se află acolo, în dragostea ei față de noi, de nepoți. Hai să te ajut. Mulțumesc. Este foarte bun, un mic ajutor în momentul când vrei să faci aluatul de cozonac. O ajutai pe bunica ta? Da, mereu o ajutam. Stăteam pe lângă ea, îi țineam castronul, îi mai furam și un pic din aluat ce-i drept. Da. Să cozonăcim și noi cu ea. La bunicii mei, din partea tatălui, ne petreceam toate vacanțele de vară. Acolo el este și va fi mereu locul nostru de suflet. Pentru totdeauna. Pentru noi era mai mult o joacă, aveam senzația că ne jucăm cu plastelină. După ce am pus toate ingredientele, vreau să-l frămân la mână exact așa cum făcea bunica și să pun untul topit să poată să iasă aluatul cum trebuie. Te pricepi? Eu așa spun că mă pricep. Hai să vedem. Mai e și altă pasiune în afară de prăjiturit? Altă pasiune? Nu pot spune că am o pasiune anume. Îmi place foarte mult sportul. Probabil că de acolo și băiatul l-a moștenit un pic din acest sport. Mie îmi plăcea fotbalul când eram mică. Mama chiar a spus că Dumnezeu a greșit creația. Cât trebuie să-l frământi așa? Undeva la 15-20 de minute. În general îl simți la mână în momentul când trebuie să te oprești. Zice că este suficient. Așa consider eu. Nu știu dacă toată lumea consideră așa. Văd că tu ai alt stil de frământat. În frămânții în lighean alte persoane îl iau, încep să-l ia la bătaie, aluatul ce? Sincer, nu îl bat, dar de două ori îl trântesc și eu în lighean. Îl trântești? Nu prea-mi place să-l întind pe masă când îl frământ. Am impresia că se lipește mult mai mult decât în castron. Suntem gata cu îl lăsăm la crescut. Și mai am o vorbă de la mama, să-i facem o cruce înainte. Se zice că așa iese cozonacul mai bun. Cât lăsăm aluatul la crescut, vom face crema. Dulce? E da. Suficient, nu? Perfect atunci. Elena, ești mulțumită de cât a crescut aluat? Sunt foarte mulțumită. Cum trebuie să fie pentru tine un cozonac bun, perfect? Cum trebuie să arate? Să fie bun la gust. Știi că lui Nea Vasile și juraților în general le place cozonacul să aibă multă cremă. Și nouă tot la fel ne place. Multă cremă, mult rahat, să fie cu de toate. Dintre jurați, cel mai mult îmi este teamă de Nea Vasile. În sensul bun al cuvântului, știu că are foarte multă experiență în acest domeniu. Și sper să mă descurc, să aduc acel ceva al cozonacului. Acum ce facem? O să trebuiască să-i acopăr și să-i lăsăm la crescut cel puțin o jumătate de oră. Și apoi la cuptor. Și la urmă la cuptor. Abia aștept să-l tăiem. Atunci, dacă tot abia aștepți, îți las ție onoarea de a-l tăia. Ia să vedem. Miroase foarte, foarte frumos. Eu vreau să-l gust neapărat. Trebuie gustat. Mamă, este plin de cremă. Foarte bun. Mă bucur. Mie una îmi place. Mă bucur că îți place. Înseamnă că am făcut treabă bună. Amândouă. Amândouă, da. Am revenit în direct, oameni buni. Elena Călinoiu este acum aici pregătită pentru jurizare. După fața lui Alex Cârțu, cred că va fi o jurizare foarte puternică și foarte amănunțită, cum să zicem... Evident. Exact, perfect. Sânge. Hai să o poftim pe Elena Călinoiu alături de noi. Oh, ce bine arată, Elena!
Bună ziua, bravo, sărut mâna. Unde-i basketbalistul? Pe canapea, cel mare, da. Robert. Robert, salut, Robert, 12 ani, nu? Bună ziua, da. Salut, bravo, ca cine din basketul internațional vrei să ajungi? Ca Jordan. Jordan, bravo, foarte bine. Eric, tu ce ești, cu fotbalul, cu ce ești? Cu fotbalul. Cu fotbalul și ca cine vrei să ajungi ca fotbalist? Ca Mbappé. Mbappé, bravo, mă, generația Mbappé. Tati, ce faci? Pregătit aici să vezi ce a făcut Elena, soția? Super. Gătește, face cozonaci buni? Poftim? Face cozonaci buni? Foarte buni. Dacă soțul a zis că sunt buni, aia e cel mai bine. Cel mai bun, cred. Hai să vedem. Pe care îl duc la tăiat, că știi că doar unul îl tăiem? Acesta. E sigură? Foarte sigură. Mai e sigură? Foarte. Eu te întreb că am avut aici concurente care au zis dulpesta și apoi au regretat. E ok. Deci îți asum, ce da? Ce Dumnezeu, mi-asum. Perfect. Deci prima dată, Cristina, este ca la fabrică la tine. Ne uităm la el, arată bine, ne place, după care o să intrăm să vedem cum este producția. Deci prima dată doar, iată, ne uităm la el. Hai, puneți-vă mânușile, vă rog frumos, pentru că lucrăm aici curat, da? Hai, cu mâinile curate, hai. Ia uite, băi, nene, nu te mai înțelegi cu ei. Iar acest cozonac rămâne aici, ne plătim jurații în cozonaci. Cristina, cozonacul ăsta, în principiu, e pentru tine. În principiu, am zis. Pentru că dacă va fi foarte bun, nu o să mai ajungă la tine nimic. Ca să fie foarte clar. S-a mai întâmplat. Exact. Să știți că Elena, când era mică, să-mi fac aici un setup, Elena, când era mică, iubea să joace fotbal și ea crede că de aici băieții ei moștenesc pasiunea pentru sport, corect? Așa este. Bravo, fotbalistă de mică? Da, nu-mi plăcea să mă joc cu păpușile. Bun, hai să vezi. Să știți că a făcut și karate, asta vreau să vă spun doar așa. Am văzut-o că se antrena acolo, la cozonaci. Avem boxing. O întrebare din regia de emisie, colegul nostru, da. Dani Eftim, e un specialist al acestui sport, întreabă pe ce post jucai. Nu știam pe vremea aceea ce posturi care cum... Pe postul de băgat gol. Ok, atacant acolo să tot, prind. Exact, atacant, toți vroiam să băgăm gol. Deci cum arată? Arată bine spre foarte bine, ca să-l citesc pe Nea Vasile. Frumos, lucios, are buclă. Ce are? Are această buclă. Buclă? Da. Exact. Să se audă lâu. Buclă. Nu vorbim de domnul Dragnea, am văzut cu toții meme-urile. Haideți, dați mai departe, că văd că ați rămas cu ceva obsedat. Păi dacă mi le servește așa la fileu normal. Nea Vasile, ce zici? E un cozonac frumos. Are buclă? Are și buclă. Are. Mai mergea un pic la crescut, dar... Întotdeauna. Și forma în care l-ați... Este foarte mare. Asta am văzut și pe filmare, este foarte mare. Foarte mare. Și cantitatea o dublez aproape, da? În general, da. Aproape. Hai să vedem cum e la interior, îmi place că nu e greu. Nea Vasile, înainte de a da cozonacul mai departe, vreau să te întreb și să fii sincer cu mine. Când ai ciupit ultima dată o buclă? Vezi că ieri am greșit anii de căsătorie și când m-am intrat în casă, mi-am luat-o direct. Deci m-a tăiat de cât timp mai zis că ești căsătorit? De 28 ani. De 27. Da, mă, te-ai zis înainte? Da, păi las, da, că e mai bine. Cumva, că ai dres-o cumva. Am zis că am să mă dau și o mare cam experiență mai mult în căsătorie. Perfect. Da, bine. Anul ăla a fost an dificil. Deci. Este foarte greu, nu vi se nu pare? Nu e greu. Nu e greu? Totuși ce am avut noi aici și mai greu. Aolea. Deci doi dăștea, cu doi dăștea hrănesc o fabrică întreagă. De ce? Tăiați ca pe prosciutto? Mi se pare foarte dens. Da? Nu e dens. De nu, în primul rând trebuie să-l bați și trebuie să sune un pic ca golf. Dar îți place cum arată? Ca la Pepe, știți? Arată bine? Nu știam toate astea, de arătat arată bine. Și știi ce cred eu? Nu știu cum ți-a ieșit când ai avut supervisor, când ai pe cineva lângă tine, n-am înțeles cum de ți-a mai ieșit rețeta și nu te-ai pierdut cu camera, cu interviu. M-am pierdut un pic, nu pot să spun că l-ai refăcut? Am avut emoții. Păi nu e ăla, dar ăla a fost pentru filmare. Și ăsta sunt făcut. Ești mai bine atunci, parcă. Dar noi mergem să filmăm acasă ca să vadă lumea că sunt făcuți chiar de ei. Autorul lucrează. Exact. Da. Putem să-l tăiem ca să nu mai tot pierdem atâta timp aici cu vorbele. Emoțiile. Să văd cu care trebuie să dai. Te poți uita puțin la televizor, Elena? Cineva vrea să te salute și să spună că te susține. Da? Îți vine să crezi? Nu-mi vine. Ia uite-te. Vedem acum.
Bună, Elie, îți doresc mult succes în ceea ce ți-ai propus. De mică ți-au plăcut dulciurile și mă bucur că ai reușit pe deplin să le și pregătești, să le și savurezi. Și de ce nu? Orice încercare și orice te poate face fericită este binevenită în viața ta și va rămâne ca cea mai frumoasă amintire. Te iubesc mult! Și eu te iubesc, mami! De la vârful omul, mami a transmis pentru da. Emisiunea noastră. Chiar este plecată dar... la țară. Da, nu, da, da. Crezi că e pe munte undeva. Mami, ai văzut, te susține. Da. Ți-a dat o lacrimă? Da, un pic. Ajută chestia asta și la audiență și la juriu. Da. La juriu nu. Nu. La audiență, cu siguranță. Perfect, ia să vedem. Cristina? E trebuie să bine. Vedem dacă se rupe fâșii, fâșii. Aha. Dacă se simte droștia, dacă are amortizoare. Afli foarte multe astăzi la noi. Oxigen. Stați un pic să vedem dacă a fost tăiat exact pe buclă și... Opa. Superb, superb, superb. Băi, fii atent! Băi, dragă telespectatorule, iartă-mă că vorbesc așa, dar m-am entuziasmat. Deci uitați-vă aici, dacă întorc cozonacul ăsta, invers, e inimă. E inimă, nu? Da. Uite, ciucă. Da, așa e. Băi, e inimă. Superb. Vă iubim, dragi telespectatori. Dar stai să acopăr inim, găurica din inimă, că aici e o găurică. De bătăi de cam uite, mai zici că e inima pe cuvânt, uite-te. Este o inimă. Băi, ți-o inima. Trebuia să o pui pe net ieri, să ghicească în umplutura de cozonac. Nu, dar vreau să zic că ai făcut cu inima. Băi, trebuie să fii atent la fiecare datură. Superb, și-au revenit, perfect. Gata. Haide să tăiem, să vedem ce ne zice juriu. Trebuie să fii atent la fiecare detaliu, Alex. Îți dai seama, inima aia nu este întâmplătoare. Poate a vrut să transmită ceva pentru sufletele singure. Că au nevoie de inimă. Da, eu stau și mă gândesc că nu ți-am cerut ajutor în chestia asta. Cum ar fi fost dacă ți-aș fi cerut ajutor în chestia asta? Vrei să spun ceva, Alex? Eu simt oamenii care au nevoie de ajutor și știu că putem să-i ajutăm. Stai acolo, te uiți și nu zici nimic. Ciucă? Și pe l-am ajutat. L-am ajutat bine, de tot pe Ciucă. Dar nu pot să zic. Ți-am zis cum vezi o fată drăguță la sugestii pe Facebook, dai click și prieten comun, primul Ciucă. Indiferent, deci nu există. Păi și Ciucă e pe cozonac. Nu se poate, o așa ceva. Hai să vedem. Deci așa arată cozonacul de astăzi. Este Elena, acolo avem familia. Și fetița e cu tine? Nu. Nu, că am mai văzut pe cineva cu părul mare acolo. Nu, 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 nu. Bun, haideți să vedem cum stau lucrurile. Gustăm, mâncăm, jurizăm și ne dăm seama dacă poate să meargă mai departe cozonacul. Auzi, pe fâșii, am mai învățat și eu ceva astăzi. Păcat că țin postul acum, postul paștelor și nu pot să mănânc. Dar cozonacul știi cum se pune? Zic. Deci fii atentă, vreau să te învăț. Fii mai nou, prima dată guști și s-a ieșit și cremă și aluatul ăsta. Dar guști și doar aluat, ca să vezi dacă e drojdie. Iar când guști trebuie să plescă. Pentru că așa se simte, să aibă sare, drojdie. Cristina, suntem serioși, haideți să vedem cum stau lucrurile. Credeam domnul Vasile, poftă mare. În alte culturi asta cu plescăitul nu. E... Serios, pentru că... Papilele gustative să poți să le folosești, că ele sunt pe lateralul limbii. Știi ce? Lasă-i pe ei să plescăie și tu gustă cu inima. Cătălin, ești numai cu bățul prin gard. Important e să am gard. În viața mea nu m-am uitat la o felie de cozonac așa critic. Totul, Cristina, are un început. E textura foarte frumoasă. Am vrut să lași aceste momente de liniște. Elena, ai emoții? Foarte mare. Serios? Serios? Dar arată foarte bine. Sper să fie și bun. Mă interesează în ultima perioadă de unde ai luat ouăle. Le ia socra mea de la o vecină. De unde? Zona? Otopeni. Otopeni. Băi, ați văzut că ouăle din Otopeni, Nagov, nu sunt ca alea din Telorman, galbene sau nu știu ce? Credeți că putem să investigăm? În funcție de ce mănâncă găina, Cătălin. În funcție de ce mănâncă găina. Dacă mănâncă boabe de porumb, atunci gălbenușul ăla colorează mai intens. Aha. Dacă mănâncă grâu sau concentrate de cereale, sunt mai deschise la culoare. Ah, deci stai mai mult pe concentrate și pe, da. Sau pe da, ceva. Da, da, da. Așa mai de țară. București sunt mai din zona. Adică stai mai pe față, mai pe față. Exact, sunt hrănite cu... De asta mă întrebam, că au venit cozonași care erau galben-galben. Da, alea sunt cele mai adevărate. Oh. Cristina, doar atât? Doar o fâșie? Să înțeleg că nu-ți place? Ia Vasile, ce lipsește? Gustul nu e gustul definit. Ce lipsește? Sare, zahăr. Ai văzut?
Ai uitat să pui sare? N-am pus suficient. O linguriță. În film, dar la asta ai pus? Și la acesta. Da, dar n-ai pus suficient. N-ai pus, nu sărează sarea, nu ești tu de vină, sarea e de vină. Posibil. Sarea definește gustul și aroma și dulceața. Pentru că sarea potențează dulcele, oameni buni, de aceea se pune sare în cozonac. Iar am pus crema, probabil noi distribuită uniform în felie. Cum nu-i distribuită? Uite că e uniform, a făcut și inima. Când întindeți foaia și ungeți cu crema, rulați foarte strâns și atunci rămâne uniform distribuită și este frumos. Drojdea se simte? Nu, nu se simte, nu. În rest, crema? Un cozonac foarte bun, aluatul, crema e foarte bună. Deci crema foarte bună, da, aluatul? Ca textură e foarte bun, dar gustul. Da, se rupe fâșii. Da, păi ce spun, ca textură e foarte bună. Uite, da. Uite, fâșii, pală, uite, uite. Și aroma are suficient. Uite. Domnul Alexandru, dumneavoastră ce ziceți? Mie îmi place cozonacul tău. Mulțumesc. Și soțul și copiii zic la fel, că le plac foarte mult. Chiar îmi place cozonacul tău. E cel mai important, să știi. Cel din filmare avea mai multă umplutură. Da, am văzut și eu. Hai că îl poți vedea, uite, chiar acum. A avut mai multă umplutură. Nu mă deranjează acest lucru. De obicei nu depunctez chestia asta, pentru că de multe ori s-a întâmplat să pust un cozonac cu multă umplutură, care era dezastros. Trebuie să știi să dozezi umplutura în cozonac. Aluatul mi se pare foarte bun, într-adevăr. Lipsește sarea? Cu cât este mai slab iodată, cu atât sărează mai puțin și atunci trebuie să crești puțin cantitatea. Să crești cantitatea. Dacă ai o sare mai bogată în iod, atunci va fi gustul, va fi mai intens. Am înțeles. În rest, Nu am absolut nicio problemă. Mi-aș fi dorit o idee mai multă aromă, să simt mai mult vanilie. Fac să simt în general mai exact pe gustul nostru. Asta mi-aș fi dorit eu. Însă mie îmi place la gust, mie mi se pare că ai dozat bine zahărul în cozonac. Asta este în aluat. Asta este ce am spus întotdeauna, că este greu de făcut să scoți un cozonac cu o textură bună, cu un aluat cu o textură bună și suficient de dulce. Dar dacă ai fi adăugat un pic mai mult aromă și sarea, să știi că contează foarte mult sarea. Cu siguranță voi ține puțină, cont. Ar fi fost un cozonac bun, foarte, foarte reușit. Vreau să vă gândiți la note și tragem imediat concluziile, dar până atunci vreau, Elena, să te uiți puțin la televizor, că mai e cineva care te susține. Am mulți susținători. Elena, se pare noi că suntem foarte mândri de tine că ai răspuns acestei provocări. Nu este o competiție ușoară, dar noi știm că tu vei reuși. Noi o să te susținem și o să ținem pumnii pe tot parcursul competiției. Hey, Elena! Congratulations on making it to Marucha Show! We miss everyone. We're so proud of you. Best of luck. Thank you. Yes, of course. Nea Vasile, drept dovadă, cozonacul nostru este internațional. Ne urmăresc oamenii de peste tot. Acolo cine era? Cunata mea și soțul ei. Cresc în America de vreo 19 ani, să zic așa. Deci din America, deci da. Știi America de noi. Alabama. Da? În Alabama. Mereu vă urmăresc. Chiar deci zice că e Stefan. Deci Alabama, hello! Nea Vasile, acum se uită la dumneavoastră. Deci, practic, suntem pe... Ce bine că îi salutăm, să uită acum la emisiune. Da, da, uite, da, da. La ei este 7 dimineața, cred, acum. S-au trezit cu noaptea în cap. Da, da, da. Bun, hai să dăm note, să nu mai lungim. Doamna Cristina, dumneavoastră, ce ziceți, doamna Bătlan? Elena? Sunt atentă totdeauna la gust, dar mai atentă sunt la oameni. Eu nu știu să fac cozonac și n-am făcut niciodată. Niciodată. Știu să fac multe lucruri, dar chiar cozonac nici n-am încercat. Nu-i te apreciez pentru că ai încercat și ai avut curaj să vii și să faci cozonacul. Nu sunt așa specialistă ca să-mi dau eu cu părerea să spun că e dulce sau sărat. Așa mi s-a părut și ai văzut că ți-am spus cinstit. Da. O să-i las pe specialiști aici să analizeze fâșiile, cum se rupe, cum nu se rupe, câte amortizoare are. Așa că, ce să-ți spun, n-am văzut ceilalți concurenți ca să pot să fac o analiză comparativă. Tu trebuie să spui dacă îți place. Pentru mine ești cel mai bun concurent. Mulțumesc. Nu intrăm în politică, place, da? Și mie îmi place cozonacul pe care l-am gustat cu
amendamentul pe care l-am spus, că parcă și eu aș fi pus mai mult, adică aș fi vrut să aibă mai multă sare ca să potențeze aroma, pentru că sarea cu celelalte sunt în sinergie. Da. Una se potențează pe cealaltă. Elena. Dar cel mai important lucru pe care vreau să ți-l spun este că te felicit că faci cozonac, pentru că face parte din tradiția noastră și e bine să o lăsăm mai departe. Mi se pare foarte frumos că și pentru voi felicitări că ați pus chiar acest suntem produs în concurs. Suntem de mulți am face chestia asta, credem. E aș super. Vrea dacă se poate să primi și noi mulțumesc un premiu, ceva. Eu... Stele Michelin, promovăm tradiția, nu știu, ceva. Da, suntem cu ochii pe voi mereu. Asta, da. Bun, Elena, cine vrei să-ți dea prima notă ca să fim împăcată? Cum se spune, lăsăm doamnele mai întâi. Ai simțit că poți să primești așa o notă mai mare? Așa mi se pare mai corect. Mie îmi place că ești pozitivă, pe cuvântul meu. Așa ești acasă, mereu zâmbitoare? Bravo! Ce avem aici? Elena, vei primi prima notă de la nimeni alta decât Cristina Bătlan, care nu-i sub acoperire, e chiar ea. Haide să vedem. Domnule Vasile, pregătește și mata nota. Alex, pregătește și tu nota, că să nu mai pierdem timp. Haide să nu pară că atunci ne misterios. Wow, dau nota asta. Hai să căutăm acum. E secretă nota mea? Nu. Nu e secretă. Nu e nicio notă secretă. Băi, da, ne-am luat prin surprindere. Da, frumos. Poți să zici ce notă vrei să dai și o găsești după aia? Mulțumesc frumos. Vrei să spun ceva? Ceilalți care au fost pe scaunul juratului surpriză au dat 10 mai mult. Da, asta e. Glumesc, uite, și noua dată și ieri. Cine a fost ieri? Neti. Să vedem mai departe. Cine vrei mai departe? Cine dorește, nu contează. Tu alegi. Bine, Nea Vasile. Domnul Nea Vasile. Îi apreciez foarte mult rămâna, criticile. Și că sunt bune și că sunt rele. Da. Să știi că e un om muncitor. Hai, Nea Vasile, lasă. Da, m-am spus că e un cozonac că... Nu, n-am emoții, că sunt... Am avut la început. E un cozonac foarte bun. Mulțumesc. Cu amendamentul ăsta, la gust. Atâta tot. Frumos crescut, frumos modelat. Adică... Și rulatul pentru distribuirea cremei în toată... Voi deci pentru asta aveți un 8,9. Mulțumesc frumos. 8,5. Da. Să știi că ieri a dat 8. Azi a dat mai bine. Alex, e rândul tău. Ciucă să faci calculele. Până acum are 7,5. Am băgat virgula în sezonul ăsta, ne-a dat cu virgula și cel mai bun lucru pe care îl puteam face. Hai, asta domnul Alex. Asta și faptul că nu m-ați înlocuit. Bun, eu o să judec comparativ o să cu ceilalți cozonaci. Și nota mea e 9. Mulțumesc! 9, notă mare! Mulțumesc. Bravo! Mulțumesc. Strict de gust. Strict de gust. El, ca textură, din punctul meu de vedere, se apropie foarte bine de ceea ce ar trebui să fie un cozonac. Am înțeles. Deci 26,5. Vreau să zic că mai calculam încă o dată, încât să nu greșesc, că nu trebuie să ne jucăm cu viața oamenilor. Deci primele trei merg în finală. Deocamdată avem egalitate 28,5 și tu ești în finală. Doamne ajută! Deocamdată, pentru că mai avem și săptămâna viitoare, da. Luni, marți, miercuri și joi e finala. Adică dacă vin trei cozonași care nu sunt ca al tău, poți să mergi în finală. Dacă nu, nu o să mergi. Dar asta o să vii e. De Crăciun. E foarte bună experiență, da, mă să bucur. Știi, ai luat note mari, să știi, dacă îți dădeam Cristina acolo 10, putea să se schimbe. E ok, mulțumesc. Ca să fie mai ușor de calculat, transformi în euro. Nu există. Da, partenerul nostru, Dr. Oetker, pentru că ți-au zis că lipsește aroma, ți-a zis Alex Hârțu că lipsește puțin aroma din cozonac. Ai ceva aroma aici pe care poți să le testezi. Ai și sare are?
de la Dr. Oetker și sare pentru cozonac. Ai și arome, ai tot ce trebuie pentru a face un cozonac senzațional. Oricum să rămâi mereu cu zâmbetul pe buze. Mulțumesc. Ești foarte tare, nu te lăsa. Nu mă las deloc. Să mergem mai departe, da? Mergem și mai departe. Cu speranță că ai șanse de finală. Doamne ajută. Mulțumim mult de tot. Mulțumesc. Continuăm luni, ne apropiem de finală. Cristina, îți mulțumim mult de tot. Să ai grijă de tine. Weekend frumos și sărbători fericite dacă nu ne mai vedem până la Paști. La fel. Domnule Vasile, vii luni, da? Ne vedem luni. Perfect, Alex, și tu, da? Vă rog frumos, oameni buni, fiți alături de noi. Continuăm emisiunea cu busul care e aici. Îi dau și lui imediat o felie de cozonac. Dar până atunci nu uitați, cozonacul ăsta de aur continuă și luni.